Salutare, brozilor! Eu sunt Alex și azi încerc să vorbim despre divergențe, da? Încerc să le explic un pic. Am văzut că multă lume pe divergențe nu stă foarte bine și o să deschid RSI-ul, da? Folosesc RSI-ul de 14, cel default, nu mă interesează foarte mult. Și ce vreau să subliniez e așa. Divergențele sunt de două tipuri, hidden și normale. Înainte să începem, dă un like la acest video, dă un subscribe, ajut și alți oameni să ajungă la acest canal. Divergențele sunt de tip bullish și bearish, da? Și există și varianta lor hidden. Varianta de bullish și bearish sunt trend reversals, adică ne uităm la bullish divergence în descreștere, în descreșterea prețului și la bearish divergence în creșterea prețului. La hidden divergences, bullish, ne uităm când prețul este crescător, pentru că hidden divergences arată trend continuation, iar când prețul e descrescător, ne uităm la hidden bearish divergences, da? Bun, cum ar trebui să arate? În mod normal, ăsta este prețul, da? Ai aici un low, un higher low, da? În zona asta. Și dacă ai vrea să te uiți la un hidden divergence, da? Prețul trebuie să fie, mă rog, uitați, da? Deci ăsta a închis un pic deasupra, n-a făcut încă breaking market structure, a închis un pic deasupra și RSI-ul în partea asta de aici este în jos, da? Deci RSI-ul face lower low, în timp ce prețul face higher low. Și atunci este un hidden bullish divergence, înseamnă că trendul va continua. În funcție de cât de înclinate sunt aceste niveluri, este mai apăsat sau e mai accentuată mișcarea sau nu. Deci ăsta e un hidden bullish divergence. Fiind prețul crescător aici, da? Când ne uităm la high-uri, da? Uite, un higher și un higher high, da? Și aici avem un high și un lower high. Da? Asta este o divergență bearish, semn că ce are și un unghi destul de mare, semn că prețul o să meargă în jos. Și a mers în jos, da? Asta e un hidden bullish divergence, da? Ce înseamnă? Low, higher low și aici low, lower low, da? Și o divergență bullish ar trebui să fie în descreștere. Uite aici, de exemplu, da? Avem aici, da? Prețul este în descreștere, e în jos. Și avem aici, prețul este în creștere, da? Deci, aici trendul e descrescător, face lower lows, da? Și aici face higher lows, da? Deci asta e bullish divergence. Pe scurt, când prețul este în urcare, te uiți la low-uri doar pentru hidden bullish divergences și trebuie să fie trend continuation, adică ai un higher low urmat de un higher low și aici avem un lower low urmat de un lower low pe RSI. Când ajungem în zona aceasta, dacă vrem trend reversal, ne uităm la vârfuri, high, higher high, și pe RSI avem high, lower high și invers pentru divergențele bearish. Cam atât a fost despre divergențe. Eu am fost Alex, spor la trading, te-am salutat!